Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunt la pomicul în albant. În acest tutorial vreau să vă prezint prunul Diana. Diana este un soi foarte timpuriu de prun, foarte apreciat, calitățile sunt deosebite, fructul este frumos, mare, rotund, pruina este prezentă și pe acest soi, și aici oferă un aspect deosebit. Coacerea, am spus, este timpurie, deci am început recoltatul acestui soi pe data de 27 iunie și acum suntem pe data de 4 iulie. Trecem a doua oară prin acest soi, deci recoltăm în etape, o să vorbesc mai târziu, că recoltare se poate face în etape, adică prin rărirea fructelor. Cele mai mari sunt recoltate prima dată, după care aplicăm apă și niște îngreșământ, niște fertilizanți, mai bine zis, pe bază de calciu și eventual potasiu, pentru a stimula și -a aduce fructele la capăt. Continuăm recoltarea în etapa a doua. Ce vreau să vă spun, acest soi are o căutare deosebită pe piață, fiind primele prune care apar pe piață. Sunt bune pentru consum proaspăt, mai puțin pentru industrializare acest soi nu ajunge la o dulceață crescută, la o aromă deosebită pentru procesarea lor în industrializare, adică să facem gemuri, compoturi și așa mai departe. La gemuri trebuie să aibă o structură mai densă, mai multă substanță uscată și de asemenea trebuie să fie mai crocante, mai tari, să rămână tari în compot. Ori acest lucru nu îl găsim la soiul ăsta Diana. Soiul Diana este destinat pentru consum proaspăt. Haideți să vă arăt cum arată el fructul în pom, cum arată fructul ca structură. Vedeți pomul în ansamblul lui, e destul de viguros, deci pot să spun că are 4 metri clar și un diametru la fel de 4 metri cel puțin 4 metri. Atunci când fructele sunt pe deplin prezente în pom până la recoltare, de exemplu, se mai lasă puțin ramurile și depăsește și 4 metri în diametru. Un pom, ca să producă corect, am spus de mai multe ori, trebuie să aibă dimensiunea lui naturală, nativă, adică nu trebuie umblat să-l scilodim, trebuie să-l lăsăm să-și facă o copilărie corectă, să-și facă copilăria pe deplin, să fie fericit, să aibă creștere atât partea aeriană cât și partea subterană. După aceea avem pretenție să recoltăm ceea ce ne așteptam de fapt de la el. Și haideți să ne apropiem să vedem cum arată fructele. Vedeți aici am recoltat odată, n-a reușit să peste tot. Uitați aici, de exemplu, au fost fructe pe aici, a recoltat două, unul au rămas pe aici. În schimb aici sunt mai multe. Ei, și aici voi interveni acum la a doua mână, până la a treia mai lăsăm, lăsăm, luăm 1, 2, 3, 4 fructe și pe celelalte lăsăm pentru a crește în continuare. Vedeți, fructele au dimensiunea asta acum, dar ele se fac mult mai mari, să știți mult mai mari de decât ce vedeți mea în imagine. Acum eu nu am avut timp să mă ocup să-i dau apă corespunzător și așa mai departe. Dar vedeți ce structură are, ce frumoase sunt. Încercăm să spargem una din de -un creuși, da? Ia uitați ce se desface de pe sâmbure, vedeți? Sâmburile cade foarte ușor, are o structură destul de zemoasă, ușor crocantă și foarte, foarte apetisant. Vă spun eu că am gustat și este foarte interesant la acest fruct că apare prima dată pe piață, foarte savuros, dar are și o hiba lui, un melic, cum spun oltenii, și anume, dar nu știu dacă găsim aici, nu o să găsesc pentru că eu am încercat să-l ameliorez într-o fel prin bază de fertilizanți. Pe fructe, să știți că la acest soi, fiind foarte timpuriu, apar niște gropicere cât pui degetul așa, 2, 3, 4 gropicere, nu foarte adânci, și care se zvârcesc un pic aceste gropicere. Asta arată carența de calciu. El fiind foarte timpuriu, nu are timp să asimileze calciu necesar pentru această dimensiune și atât de repede. Și atunci noi ce facem? Venim cu fertilizanți în prima etapă, până la apariția fructelor cu borocal, ca să stimulăm și floarea și calciul, să venim cu un aport de calciu. Facem trei tratamente consecutive la șapte zile sau la patru zile, cel mai des, după care în faza a doua, pentru a elimina această carență de calciu, venim și facem niște verterizări cu calciu mag, la fel trei intervenții, la interval de 4-5 zile, 6 zile, 7 zile, cel mai mult, Asta în perioada când fructele s-au dezvoltat maxim, adică aproape de intrarea în pârgă și în timpul pârguitului. Facem aceste intervenții pe bază de mag. Putem să administrăm și la sol, prin irigare, dar și foliar. Eu am dat doar foliar nu am eu timp suficient să administrez și apă și îngrășăminte, Dar am dat folia și am rezolvat situația. Ce vreau să mai, spun este că acest soi nu o să întâlniți în foarte multe pepiniere. Eu l-am achiziționat de la Valul Traian cu ajutorul domnului Caplan, care este directorul stațiunii acolo. Acolo s-a produs acest soi. Este foarte bun pentru cei care înființează livezi pentru comercializare. Apare prima dată pe piață, nu există nicio prună pe piață, lumea caută trufandale și este foarte important acest lucru. Trebuie să ținem în cont încă de la înființarea Livezei să avem un pom sănătos cu o copilărie completă să lăsăm să intre singur pe rod, nu-l forțăm să intre pe rod. Pentru că dacă nu are o copilărie completă, nu-și formează o coroană corectă, nu avem o rădăcină bine dezvoltată, atunci când intre pe rod, se văd aceste carențe. Ca și la oameni care au talent, sunt de calitate, dar care atunci când ajung să facă performanță, nu-l mai țin nu-l țin oasele, nu-l ține spatele, nu-l ține inima și așa mai departe. Deci ca să avem performanță la asemenea pom, trebuie să lăsăm să-și facă o copilărie completă, să asigurăm cele necesare apă și densitatea să fie mai mică între pomi, iar fertilizația să fie ca și completare permanentă în sol sau pe foliar pentru a avea o imunitate mai bună pomul, odată ce este fertilizat bine ce are toate cele necesare în afară de elementele de bază NPK, avem și microelemente care sunt foarte, foarte importante microelementele la pomi, în general, numai la prun în general, deci având toate cele necesare fructele vor fi de calitate vom avea preț și satisfacție totală, așadar cu alte cuvinte, sintetizat soiul Diana, pruna Diana este o prună deosebit de bună Savuroasă, crocantă, atunci când o recoltăm mai timpuriu, după ce intră la maturitate se mai lasă, nu mai atât de crocantă. Dar Diana are o prună foarte, foarte crocantă, foarte bună. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă dacă nu ați făcut-o până acum. Este un canal de informare horticulă, gratuit, distribuiți pe canal de socializare. La revedere și succes pe toată linia!